Îl avem pe patronul lui FCU Craiova, pe Adrian Mititelu Junior, la telefon. Adi, salut! Bună ziua! Salut, salut! Ne auzi, salut, da? Adi. Da, vă foarte bine. Mă auzi, știi că asta le ziceam la băieți aici în emisiune. Zic, bă, oltenii câștigară 6 puncte etapa asta, da? Ambele Craiove bătură și la câte scandaluri de arbitraj sunt, mai înțeles? Noi în loc să mai vorbim și de fotbal, nu mai vorbim decât de arbitraje și de cine fluieră și de... Și apropo, doar te întreb așa, ai văzut meciul aseară cu Kovaci? Cum ți s-a părut? Da, sunt probleme mari cu arbitraj și o să persiste în continuare, pentru că se pare că conducerea fotbalului românesc nu face nimic în privința aceasta, ba din potrivă, chiar îl susține din ce general pe acest Ivan Kovaci, care este un distrugător de meciuri și un face niște partipiuri de 510 ani imense. Dar asta este România și începem să ne obișnim cu lucrul acesta. Când ne arbitrează domnul Ivan Kovaci, știm clar că plecăm cu un mare dezavantaj. Deci atenție, Ișvan Kovaci, că da. Pe asta o uitarăm, da. Ca să vorbim oltenește, barajul pentru UEFA, pentru Conference, îl dă afară pe Bauzan, deci ca așa vrea el, îl dă afară, ca așa vrea el. Da, stați-mă că vă întreb, îl dă afară pe Bauza, nu vede un penalti clar la Manea, nu face hands, cu câteva luni înainte când joc cu CSU trebuie acasă. Acasă la CSU, mi se pare că... Turul, da, meciul din Tur, câștigat da. De CSU. Îi dă un penalti când i-a atins frie de păr la mână lui Bahasa. Da, da, acum da. Nu mai dă penalti, acum nu mai dă penalti. Înainte era foarte... Foarte până la penalti când le dădea. Acum depinde nu mai... pentru cine el sunt. Are, el este atât de bun arbitru încât el nu se uită la camera VAR, pentru că el are cum să greșească. Uh-huh. Asta este ifatoarea și aroganța lui Ișvan Kovaci. Nu trebuie să vadă camera VAR niciodată. Că n-are cum să greșească. Dar dacă o vede, tot că el va face. Cum ți s-a părut aseară? Te uitai la meci și cred că te uitai și ziceai, fauleu, a? Din punctul meu de vedere, au fost ambele faulturi penalti. Da? Fără discuție, adică nu știu, am văzut, s-au pus niște semne întrebare la primul corad acolo cu portarul și cu jucătorul celul la plăi și să îl împiedică clar, nu știu ce... Vrei să facă mai mult de altă, adică îl împiedică și nu poate să ajungă la minge. Omul ajungea la minge, de vreo pasă în apărerea acolo. Am înțeles. Bun, și ce, adică cum ți s-a părut? Ți s-a părut execuția aseară? Nu, mi s-a părut că în continuare își păstrează pasiunea față de o singură echipă. Adică te întreb direct și ce spunea Gigi Becali, ce spune acum Claudio Tudor, ce spui și tu, mă rog, ați avut și barajul. Este omul de casă, după părerea ta, lui CFR? Nu neapărat că este omul de casă al trus la CFR, însă acest om manifestă niște frustrări asupra patronului care critică sau care îi pun la întrebare valoarea lui care a fi, pentru că o să vedeți că și împotriva lui Gigi Becali și împotriva noastră are arbitraje execrabile din cauza faptului că l-am criticat de-a lungul vremii. A, plătește polițe? Da, și să nu ne amintim cu tot respectul, eu este foarte bine un Cristi Balaj, însă am auzit o declarație de-a lui, se pare chiar la fanatic, acum ceva timp, când povestea când atunci când Marian Iancu îl contesta public, când arbita la Timișoara, avea oarecare tentă să greșească împotriva Timișoara. Deci se întâmplă că sunt și oameni, dar ce face Ișvan Kovaci este o rușine. Merită scos în arbitraj și uitat acolo într-un colț. Da, da. Deci distrugătorul de arbitraje, nu? Să ai camera VAR și să nu te uiți odată, să vezi și tu care este problema, de ce nu ai pus această camera VAR? Să nu te uiți totuși, adică și Horia Mladenovici, care știu că este un arbitru foarte corect, nu înțeleg cum de unul l-a semnalat să se uite la camera VAR, dar... Se pare că l-a semnalat. Nu, să știi că se mai întâmplă ceva, Adi, se mai întâmplă ceva. În general, există o anumită castă în arbitri, acum a seniorilor, a cei care, ca să zic așa, un statut special, unde există un Kovaci, unde exista un Hațegan, unde există un acest Colțescu, iar arbitrii din, să zicem cu ghilimele de rigoare, care nu intră
intră în sala tronului, da, da, stau așa pe lângă, pe la porți, pur și simplu le, n-au personalitate, să le spună, pur și simplu le e frică. Da, și da, mă gândesc și la lucrul acesta. Nu pur, e ca în viață, e ca în viață, bă, e ca într-un birou, da, e o ierarhie și în biroul ăla. Unii sunt mai bine văzuți de șef, alții mai puțin bine, ăia mai puțin bine văzuți, le teamă să spună că ăla mai bine văzut n-a mai venit de 4 zile pe la servici. Înțelegi ce zic, știi? E o lipsă de personalitate, părerea mea, Adrian. Asta e părerea. Degeaba, Oria, că va ieși domnul Vasara Surabe și va spune că n-a pus penalti, că da. O să analizeze foarte bine cum fazele, cum o fac ca niște specialiști în arbitraj și o să reiese faptul că a acționat foarte bine domnul Covaci. Uh-huh. Da. Culmea că l-au semnalat pe Covaci, vezi, doamne, Mladinović, care nu dă nicio, dă 3 faulturi pe meci fluieră. Este cel mai arbitru care oferă, lasă jocul cel mai liber din Liga 1. L-a semnalat că l-a lovit cu degetele peste short pe jucător. Aia a fost ironia meciului, adică te uiți să vezi camera VAR pentru acea față. Da, l-a chemat pe partea cealaltă. Te m-auzi? Cum să spun, nu mă așteptam să fie așa vehement și te simt totodată așa totuși. Este dușmanul clubului nostru. Nu există așa ceva. Deci a făcut acest om de-a lungul anului această echipă a noastră, va rămâne în istorie ca fiind unul dintre cei mai mari călăieri în Craiova. După ce am pățit în 2011 și cu echipa aceea din oraș, Ișvan Covaci este pe locul al treilea. Am înțeles.